Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Astăzi discutăm cu omul care în 2012, parcă asta nu mai știu exact, trebuie să-mi spune, a ieșit cel mai bun fotbalist din China, campion al României cu Unirea Urziceni, fostul atacant Cristian Dănălache, actual antrenor la Chiajna. Bună dimineața, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, cu drag. În 2012 a ieșit cel mai bun fotbalist din China, deci am reținut bine. Ai reținut bine. Așa. Bun, până să intrăm, că la câți ani ai fost plecat, ai multe povești pe care vreau să ni le spui. Vreau să te întreb cum e meseria asta de antrenor la copii și juniori. Tu ești acum antrenor la Chiajna, la ce grupă? 2006. Ok. De fapt, au fost două grupe care s-au comasat, 2006-2007, a rămas una singură. Așa. Cum e? E greu? E... Foarte multe, nu pot să spun că nu am o experiență foarte, foarte mare, dar după primele 3 luni pot spune, în afara faptului că îmi place foarte mult, este și foarte greu. De ce e greu? Te înțelegi greu cu copiii? Înțelegi greu ce le ceri sau de ce? Mai ales în ziua de azi, cu atâtea tentații, ca să zic așa, și atâtea tehnologia care este peste tot, este greu să-i ții concentrația acolo 2 ore jumătate, 2 ore cât ține antrenamentul și să gândească doar la fotbal și la nimic altceva. Da, păi și cum reușești? Ești dur cu ei sau trebuie făcut totul în joacă? Cum trebuie procedat astfel încât să poți să-i potențiezi? Nu știu dacă sunt eu în măsură să zic dacă reușesc sau nu să fac lucrul ăsta. Ideea este că încerc de fiecare dată, chiar dacă îmi dau seama pe alocuri, nu se pot concentra mai mult de 30-45 de minute, după care devine din ce în ce mai greu să-i ții focusați pe antrenament. Bine, vorbeam și cu antrenori de Liga 1 care îmi spuneau, nu mai dau nume, dar îmi spuneau, dom'le, exact ce spui tu, după 40 de minute, jucători profesioniști de Liga 1 nu mai sunt atenți la ce spui, sub nicio formă. Da, din punctul ăsta de vedere nu pot spune foarte multe, nu am experiență la acel nivel, dar la copii este destul de greu. Da. Deci este clar, ai planuri în viitor să fii antrenor. Ai licența B acum, dacă nu știu. Da, îmi doresc să fiu antrenor la seniori, dar până atunci, din punctul meu de vedere, consider că sunt anumite etape pe care, cel puțin pentru mine, nu ar fi fost bine să le sar și chiar mă bucur din toată inima că am ales să încep cu o grupă de copii. E adevărat, deja la 13-14 ani se joacă pe teren mare, 11-11, ușor, ușor tind spre seniori. Da, atitudinea ta cum e? Pentru că tu ai avut antrenori de-a lungul timpului, mă gândesc la Dan Petrescu, mă gândesc la Marius Lăcătuș, antrenori duri, antrenori recunoscuți pentru duritatea lor. Ești genul de antrenor dur care dă cu biciul sau consider că asta nu e o variantă potrivită ca să pregătești jucătorii? Da, pot spune că au fost antrenori mai duri. Nea Marius nu era chiar așa dur cum îl știm de pe teren. Da. Era destul de apropiat de noi. Este și antrenor cu care am debutat în prima ligă. La UTA. Da. Și o să-i mulțumesc pentru asta tot timpul. Din punctul meu de vedere, am o altă filozofie, dacă pot să o numesc așa. Consider că poți face treabă și cu vorba bună și că poți impune respect și fără să folosești un limbaj mai dur. Deci tu spui că nu asta e calea către performanță. Nu, eu spun că așa văd eu fotbalul. Fiecare antrenor vine cu o altă filozofie, cu un alt stil de joc. Cel puțin până acum eu așa o văd. Consider că poți face și acest lucru poți să impui respect și prin vorbă bună. Spune-mi ce ți amintești tu de la debutul tău în Liga 1? Ce ai simțit când te-a anunțat Lăcătuș, vezi că o să joci? Cum a fost? Ți amintești momentul? Da, a fost destul de pe repede înainte, să zic așa. Farul, parcă 1-1, dacă nu știu. Transferul, da. Și transferul de la Autopen la UTA s-a realizat destul de repede și m-a luat puțin prin surprindere. N-am știut nimic până în ultimul moment. Dar mă bucur că am reușit să debutez la UTA, o echipă cu niște suporteri minunați care face o atmosferă foarte, foarte frumoasă la fiecare meci, iar mai ales turul de campionat a fost foarte, foarte bun acolo. Da. Ce ai învățat de la Lăcătuș, dacă ar fi să scoți două idei? Ideea este că de la fiecare antrenor am încercat să iau câte ceva. Îți spuneam mai devreme că la un moment dat mi-am făcut și o listă cu lucruri care îmi plăceau mie sau nu îmi plăceau mie. La antrenorii tăi. Da, fiind jucător de la fiecare antrenor în parte. Ți-am spus, poate de la Nea Marius am luat și acest lucru de a fi apropiat de jucători. Chiar la un moment dat pot să zic că am greșit față de el într-un moment. A fost o întâmplare. Așa. Păi povestește. Extrasportivă. Prea multe detalii nu vreau să dau. Nici n-am mai vorbit până acum despre acest lucru și felul în care a gestionat situația și s-a comportat cu mine a fost un exemplu pentru mine. Dar nu poți să ne spui exact ce s-a întâmplat? Că nu. M-ai făcut curios. Deci, ok, a fost un episod extrasportiv, să-i spunem așa, pe care l-a gestionat surprinzător. Extrasportiv, din punct de vedere al unui jucător, a fost un lucru greșit, iar ca și antrenor, probabil că dacă se va întâmpla așa ceva pe viitor în cariera mea, cam în același fel aș încerca și eu să procedez. Dar care este antrenorul care ți-a marcat cel mai mult cariera? Ți-am zis, de la fiecare antrenor am luat multe, mai mult sau mai puțin lucruri în parte. Și cu Dan Petrescu am spus-o tot timpul, am învățat ce înseamnă să fii profesionist, am învățat cum să te concentrezi și să fii la fiecare antrenament 100% și la fiecare meci, lucruri care cred eu că sunt decisive în cariera unui jucător. Bun. Ai avut la un moment dat discuții, dacă mă înșel, cu CSA Steaua, dar n-ai mai ajuns acolo, înainte să te retragi. Da. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai ajuns la CSA? Am vorbit, cred că o dată sau de două ori cu Daniel Oprița. Da. I-am spus atunci că care sunt planurile mele și cum aș vedea eu că ar putea decurge, să zic așa, colaborarea și până la urmă n-a fost să fie. Dar n-ar fi fost cumva dificil pentru tine, că tu ești recunoscut ca fiind rapidist de mic copil? Da, nu cred că ar fi fost ușor. Dar, deci te-ai gândit și din perspectiva rapidistului un pic, ce să fac, să accept, să nu accept? Până la urmă, ți-am zis, a fost mai bine că am purtat o discuție față în față. Fiecare și-a spus părerea și cum ar vedea colaborarea pe viitor și până la urmă nu a mai ieșit nimic. Zi-mi, de unde e iubirea ta pentru Rapid? Păi eu am fost la... Știu, ai crescut practic, ai crescut la junior la Rapid. La toate grupele, ca să zic așa. După care am fost și în perioada aceea, era încă acel campionat de tineret, da. Speranțe, lucru foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. Este păcat că astăzi nu se mai ține așa ceva. Și fiind și copil de mici la multe meciuri pe stadion, era imposibil să... Să te prindă microbul, nu? Da, plus că și tata, fiind rapidist, de la 2-3 ani m-a luat pe stadion. Deci ai fost injectat bine de tot. Da, dar e de ajuns să ajungi la un singur meci pe Giules, să auzi cum cântă și nu cred că poți să reziști. Da, te întreb altceva. Spune-mi o amintire pe care o ai din perioada în care erai copil de mingi la Rapid. Că se vorbește foarte mult și sunt multe episoade și în fotbalul european în care copiii sunt băgați așa în seamă de fotbaliști, li se dă credit pentru că ai ajutat, le-a dat mingea Rapid. Tu ai avut vreun episod pe care ți-l amintești? Da, păi și noi ca și copii de minge, pot să zic că eram disperați. Să prindeți. Pur și simplu să atingem jucătorul sau să dăm mâna cu el sau poate să schimbăm 2-3 cuvinte după meci. Da. Și atunci chiar erau fotbaliști în perioada în care eram eu copil de mici. Niște momente senzaționale. Păi zi-mi un exemplu cu un fotbalist pe care ți-l amintești tu, cu care ai avut așa contact. Ei, ai aruncat mingea sau ai schimbat de o vorbă. Acum îți dai seama că nu mai țin minte exact cui am aruncat mingea, dar erau momente foarte frumoase. Țin minte că de fiecare dată îmi doream să stau în spatele porții ca să pot să văd atacurile sau golurile mai bine. Da. Și era și acel moment de la pauză în care eram lăsați să ne jucăm cu mingea, cu galeria în față, ceea ce era un lucru senzațional pentru noi. Cine era idolul copilăriei tale în perioada aia? Ce fotbalist îți plăcea cel mai mult? Erau mulți jucători la Rapid, ți-am zis, erau chiar cu de adevărat fotbaliști. În general mi-au plăcut tot timpul jucătorii de atac. Normal. Dar în acea perioadă m-am prins, era Iulian Chiriță, care era în formă foarte bună, a fost și Jean Vlădoiu, Barbu, jucători cu adevărat foarte, foarte buni. Dar care era pentru tine numărul 1 așa de suflet, să zic, când erai copil? Nu neapărat de la Rapid, ci din tot fotbalul. Da, nu. Când eram copil era clar că eram focusat mai mult pe Rapid. Și au fost diferiți jucători, depinde de perioadă. A fost și Marius și Modică la un moment dat, după aia Pancu, țin minte că la tineret și apoi mai târziu am jucat cu 19, pentru că juca el cu 19 la juca la Rapid. Cu 1+9 Pancu. Da, bine. Eu nu puteam să joc exact, cu 1+9. Exact, să ceri și tu plusul. Dar am jucat și la Autopen și la UTA am jucat cu 19. Pentru că era unul dintre idolii tăi Pancu. Am plecat cu numărul acela și l-am păstrat multă vreme. Tare. E un regret pentru tine că nu ai ajuns să joci la echipa de senior a Rapidului? Îți dai seama că tot timpul mi-am dorit. Aveam undeva în minte chestia asta, l-am dat să ajung. Da. Cred că orice copil care este la o grupă de juniori a unui club mare cu tradiție își dorește lucrul ăsta. Sau își dorea atunci, acum s-au mai schimbat vremurile. Crezi că nu mai sunt tinerii atât de, cum să spun eu, de atașați de cluburi? Nu mai sunt atât de pasionați. De ce crezi că e chestia asta? Pentru că trăim vremurile pe care le trăim, tehnologia care... Crezi că le fură din energie până la urmă? Din atenție, din energie, vorbeam mai devreme de concentrare. Da, categoric. Din punctul meu de vedere. Pentru că aud și alți fotbaliști din generația ta, fotbaliști de la Steaua, de la Dinamo, de la Rapid, care spun: domne, noi când aveam un derby cu o echipă importantă, toată săptămâna eram în teroare, cu suporteri, cu acționari, noi nu puteam să dormim liniștiți până la meci. Acum sunt relaxați nici ziua meciului. Genul ăsta de derby-uri se simțeau și la noi la junior când jucam cu Steaua sau cu Dinamo. Deci era cu totul și cu totul altceva. Acum chiar am văzut azi, ieri, nu știu, o poză din vestiarul lui Tottenham cu Mourinho. Ai văzut 5-6 jucători care toți stau pe telefon după. Nu. E Mourinho, îți dai seama. Și e Mourinho și e Tottenham. N-are ce să facă, exact. Da. Dar astea sunt vremurile. Da. Bun, deci ai jucat cu 19 pe spate pentru Pancu. Urziceni. Acolo ai luat campionatul, ai fost un pion important în câștigarea campionatului, cred că ai adunat 20 de meciuri în campionat sezonul acela, dacă nu mă înșel, mai mult sau mai puțin. Nu știu exact, n-am stat să le... Stai că găsim imediat, uite, am 20 de meciuri, da. Cum era să fii antrenat de Dan Petrescu, poate cel mai dur antrenor român din ultimii ani? Era dificil, pentru că știm cu toții. Țucudean a zis la CFR că n-a mai revenit la CFR din cauza înjurăturilor lui Dan Petrescu, de exemplu. Ți-am spus, din punctul ăsta de vedere, se vede și în ziua de astăzi ce presiune pune pe proprii jucători. Un lucru bun, ți-am zis, este faptul că te ține conectat antrenament de antrenament, meci de meci, ești concentrat 100%, dai maxim la fiecare antrenament. Încerci să dai maxim la fiecare meci, indiferent cu ce adversar joci. Este aproape imposibil să vii deconectat la stadion, pentru că toată săptămâna premergătoare o ține într-una și pune o presiune enormă, indiferent de adversar. Povestea Sorin Frunză, tot aici în emisiune, că a fost un episod cu Dan Petrescu în care a țipat la voi și v-a spus că bă, voi sunteți jucători de fotbal, nu sunteți fotbaliști, că n-ați câștigat nimic. Și povestea Frunză că după ce ați luat titlul s-a dus și l-a luat de guler și a spus sunt și eu fotbalist acum și Dan Petrescu a spus da, mă, că ai câștigat titlul. Este posibil să fie așa, în nebunia aia de după câștigarea titlului s-au petrecut destul de multe, e greu să ții minte toate fazele, mai ales în care nu ești tu direct implicat. Dar e o frază pe care am mai auzit-o la Dan Petrescu cu câștigarea unui trofeu și din punctul de vedere are dreptate. A fost vreun moment cu Dan Petrescu în care ai simțit că nu mai poți psihic? Să te duci în cameră nervos, să spui, bă, m-a zăpăcit ăsta, efectiv nu mai pot, îmi vine să plec? Să nu mai pot psihic nu a fost, dar genul de a te duce în cameră și să te simți că ești total zăpăcit de presiunea pe care o pune, da, au fost momente, dar câteodată sunt benefice, mai ales. Tu cum gestionai momentele astea astfel încât să poți să duci? Că până la urmă sunt unii care spun că, dom'le, din cauza presiunii antrenorului nu mai poți să dai cu piciorul corect în minge, că ți-e frică să nu țipe la tine. Da, nu sunt de acord cu acest lucru. Presiunea este tot timpul, adică atunci când te duci ești pe stadion, e presiune de la spectatori, e presiune de la, nu știu, telespectatori, e presiune de la antrenor, presiune de peste tot. Dacă nu poți să joci din punctul ăsta de vedere, nu prea ai cum să ajungi la un nivel bun. Da. Lumea îl ironizează cumva pe Dan Petrescu pentru că mereu spune de orice adversar că e cel mai dificil adversar. Am văzut și cu Floriana din Malta, spunea că e foarte periculoasă. Așa proceda și la Urziceni? Ți-am spus, indiferent de adversar, era aceeași presiune pusă. Chiar era o presiune mai mare pusă atunci când jucam cu echipe mai slab cotate. Chiar țin minte că înaintea unui meci cu Gloria Buzău, toată săptămâna ne-a certat că ne pregătim slab, că nu suntem conectați la meci. Vinerea, cred, dacă nu chiar în ziua meciului, ne-a spus că la cum ne prezentăm cu siguranță mai mult de un 0-0 nu putem scoate la Buzău și a fost un meci greu. Abia 5-0. Da, v-a enervat când v-a spus? Abia 5-0, nu? Da, da, v-a enervat înainte de meci că v-a spus că nu o să faceți nimic? Nu știu dacă ne-a enervat. Acum fiecare jucător simte altfel o anumită frază pe care o aude. La un moment dat, oricum, dacă stai 2-3 ani cu același antrenor, ușor începi să cunoști și tu felul lui de a fi și felul în care gestionează anumite momente ale echipei și atunci nu cred că te mai afectează așa mult ca la început. E adevărat, jucătorii care veneau noi la echipă, cum am fost și eu la un moment dat, primul impact este destul de greu de trecut. Bun. Câștigați campionatul, totul bun și frumos. Tu nu prinzi foaia pentru Liga Campionilor, lista. Ce ai simțit în momentul în care ai fost anunțat că nu vei face parte din lotul pentru Liga Campionilor? Da, este... Probabil că n-a fost să fie, că așa mi s-a întâmplat și când am ajuns în China după un sezon extraordinar. M-am accidentat și n-am putut să particip acolo în Champions League la Asiei. Și după aceea am stat și am zis că poate așa a fost să fie, să nu joc în acea competiție, fie că e în Asia, fie că e în Europa. A fost un moment foarte greu pentru mine. Dacă așa simțit momentul respectiv Dan Petrescu, asta da, te-a anunțat personal? Ți-a spus, băi, vezi că pe tine nu te iau? Sau cum a avut de curs lucrurile? Nu cred că m-a anunțat personal. În general, nu știu dacă pune accent pe lucruri de acest gen. Adică să discute. Dar oricum, până să se anunțe acel lot de 22, cred, dacă nu mă înșel, în săptămâna premergătoare, deja ca jucător simți, oricum simți și când ești în primul 11 sau nu. Simți din atitudinea antrenorului sau din antrenamente? Nu știu dacă neapărat din atitudinea antrenorului, dar ca jucător mai simți anumite lucruri. Ți-a fost greu să treci peste acel moment? Pentru că erai în vârful carierei, practic, campion al României, fusese o piesă importantă pentru Urziceni. Da, mi-a fost greu, mai ales că mi-era foarte greu să privesc meciurile și o să fiu în tribună. Dar asta este o altă experiență de viață. Ei reproșa vreodată lui Dan Petrescu acel moment? Da, nu știu dacă reproșat, cred că e prea mult spus, dar atunci când am mai discutat cu Dan Petrescu și am avut ocazia și s-a ajuns la acel moment, i-am spus părerea mea. Și ce ți-a răspuns? Acum, știi, în general, nu-mi place să divulg discuții între patru ochi. Bun. Un alt regret al carierei tale, dacă este că n-ai ajuns la echipa națională? Păi nu cred că ar exista vreun fotbalist care să spună că nu, în cazul în care nu ajunge. Pentru asta te faci fotbalist. Pentru că tu, sau cel puțin pentru asta te făceai la un moment dat, pentru a juca în Champions League și a fi la echipa națională. Până la urmă, tu ai ieșit, cum am spus, cel mai important fotbalist din China și ai avut și un sezon în care, dacă nu mă știu, ai marcat 24 de goluri, ceea ce e foarte, foarte mult. Crezi că n-ai ajuns la echipa națională pentru că erai foarte departe de oamenii echipei, de staff echipei naționale? Pot să spun că asta a fost motivul care a fost invocat. Deci s-au spus, oameni, nu putem să te vedem, că ești departe. Da, oricum cu mine n-a vorbit nimeni niciodată personal. Asta se scria prin presă. Te simțeai un pic frustrat că te uite, bă, ce fac, meci de meci marchez și nu mă cheamă nimeni la lot? Nu neapărat, frustrat cred că e prea mult spus. Pur și simplu eram conștient de situație și nici nu mă gândeam că se poate întâmpla ceva de genul. Adică erai cumva resemnat? Nu resemnat, realist. Am înțeles. Ok, vorbim de faptul că și tu ești la început de drum ca antrenor. Echipa națională îl are selecționer acum pe Mirel Radu, un antrenor tânăr fără licență. Cum ți se pare până acum mandatul lui? Da, asta am văzut că se pune destul de mult accent pe faptul că nu are licență. Prefer să punem accent pe, nu știu, rezultatele echipei sau pe jocul echipei sau pe ceea ce se încearcă în momentul de față la echipa națională și nu neapărat dacă are sau nu licență. Nu pot să îmi dau cu părerea despre Mirel Radu pentru că nu am stat destul de aproape de el ca să pot să zic că am văzut metodele de lucru, cu atât mai mult cu cât nu am nicio experiență prea mare. Eu zic că, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuie să știu că la capăt acest mandat acest contract și apoi poți lua niște decizii. Să schimbăm așa din mers anumite lucruri, doar să le schimbăm. Cam așa se întâmplă în România de obicei, știi? Nu sunt adeptul acestui lucru. Tot vorbim de proiecte serioase, dar... Da, nu prea. Vorbim, dar nu prea, exact. Bun, hai să vedem ce părere are Adi Mutu, selecționerul Under-21 despre Mirel Radu și echipa națională, după care revenim să comentăm. Mirel știe ce înseamnă să fii selecționer la echipa națională mare. Dacă nu știa, probabil a simțit-o, pentru că toată lumea are o părere de spus, e națională a tuturor românilor. Dacă m-ai întrebat la ce m-ai întrebat, da, aș paria, cunosc pe Mirel, știu că este un băiat foarte serios, muncește foarte mult și vrea să aducă rezultate. Eu cred că o să continui pe acest drum și într-un final o să aibă rezultatele care și-l dorește. Da, am revenit. Prima ta ieșire din țară după Unirea Urziceni a fost la Al-Ettifaq. Da, în Arabia Saudită. Cum ai ajuns acolo și cum ai simțit trecerea? Că totuși te-ai dus într-o cu totul altă lume, nefiind de Europa. Da, a fost... Era Ion Marin antrenor acolo și m-a căutat în perioada în care am ajuns eu la echipă, a ajuns și Dorel Stoica, am ajuns amândoi în același timp. A fost chiar, dacă stau să mă gândesc, în fiecare țară în care am ajuns, a fost un impact destul de mare, pentru că erau culturi diferite de la țară la țară și cu atât mai mult culturi diferite față de a noastră, cu ce eram noi obișnuiți în Europa. Mă bucur că am avut aceste experiențe. Din păcate, în Arabia Saudită am stat doar 6 luni de zile. De ce ai stat puțin? Pentru că, în primul și în primul rând, pentru atâta era un contract, mai erau doar 8 meciuri de jucat. Le-ai jucat pe toate și ai dat și 4 goluri. Da, erau doar 8 meciuri de jucat până la sfârșitul campionatului, echipa e la retrogradare. Probabil că nu se știa apoi dacă rămâne în prima ligă, dacă nu rămâne, era destul de... Dacă ai venit practic să vă salvați și mai vedem după aia ce facem. Cam asta era ideea. Da, cred că asta a fost ideea principală. Financiar cum a fost pentru tine? Trecerea a fost una mare de la Urziceni la Al-Ettifaq? A fost o trecere mare, nu așa mare cum s-a vehiculat sau cum tot vorbeau pe la televizor, dar pentru mine a fost o schimbare semnificativă. Te întreb altfel, fără să-ți cer cifre, față de salariul de la Urziceni, cât ai primit mai mult? De câte ori era mai mare salariul în Arabia? E greu de comparat, pentru că în Arabia practic am stat 4 luni. Da. Acum... Bine, dar înțeleg că la Urziceni aveați prime foarte mari de victorii și așa mai departe, adică niciodată nu luați doar salariul net. Păi da, dar primele erau doar dacă făceai performanță, adică pentru ele chiar munceam, ca să zic așa. Da, erau prime frumoase, prime care am avut norocul, ca să zic așa, să le luăm de fiecare dată. Era și un sistem în care luam jumătate din prima la sfârșitul lunii, iar restul de cealaltă jumătate se tot aduna, pe care îl luai la sfârșitul sezonului dacă te calificai. Că luai o sumă mare, practic, la final de sezon, dacă performai. Dacă te calificai în cupele europene, adică trebuia să prinzi primele 3 locuri sau 4. Ceea ce voi ați reușit, deci ați încasat bine. Am reușit în fiecare an. Da. Bun, Al-Ettifaq, spuneam, după aia ai făcut pasul în China. Înțeleg că e o poveste destul de interesantă cu transferul tău în China. Am jucat în Israel 6 luni. În Israel întâi. După care am ajuns în China. Da, ideea este că eu am mai avut ofertă. Destul de militarizate, așa, destul de stricte. Și China și Israelul. Dar nu se simțeau acest lucru pe stradă sau oriunde te duceai. Ideea este că am mai avut o ofertă din China cu vreo 3-4 ani înainte și nu am acceptat-o, pentru că încă nu se știau foarte multe despre China. Auzisem destule povești de la jucători români care fuseseră pe acolo înainte și am zis să mai aștept. Dacă aș fi știut ce găsesc acolo, probabil că aș fi acceptat de prima dată să ajung în China. Bun. Erai în Turcia în cantonament? Da. Dădeai probe parcă la o echipă din Ucraina, parcă așa a fost. La ce echipă mai știi? De unde știi toate aceste lucruri? Cum ai că de unde știu? Mă mai documentez și eu când îmi vin invitații. Păi nu apare în panel nimic. Păi ce să-ți fac? Sunt eu ziarist bun. Glumesc. Felicitări. Bun. Da, la ce echipă? La Voliluț eram. Ok. Da, erau mai mulți români atunci. Așa. Și era un campionat în care îmi doream să ajung, era și aproape de casă. Da. După care a venit această neapărat ofertă așa din Neant. Erau și ei acolo în Turcia. Dar tu ai stat ceva parcă cu cei din Ucraina, să și joci, să te și antrenezi sau cum era? O probă mai lungă. Vreo 10 zile am stat acolo, am avut și vreo 2 meciuri. Era acel antrenor, a mai fost un articol acum câteva zile despre el și avea o idee ciudată că la o anumită înălțime trebuie să ai vreo 7-8 kg mai puțin, indiferent cum arătai. 1,90 trebuia să am undeva la vreo 83. Și tu cât aveai normal? Eu am jucat tot timpul cu 86-87. Așa? Și te-a pus să slăbești? Și, da, chiar înainte să ajung acolo a trebuit să slăbesc. Chiar glumeam, zic că nici când m-am născut n-am avut 82 de kilograme, mi-era imposibil să joc. Și deci a fost o slăbire drastică și foarte, foarte rapidă, care mi-a fost destul de greu apoi să... Prea puteam să stau în picioare la un moment dat. Aolo, chiar așa? Da. Păi să slăbești, nu știu. Dar ce antrenor, cum îl cheamă? Are un nume foarte complicat, nu știu, dar este un antrenor care a stat mulți ani, nu știu, cred că a stat peste 10 ani la Volinluț. Ok, o să-l căutăm și o să ne uităm după aia. Da, și spui că ai jucat în amicale slăbit. Da, am jucat vreo 2 amicale, după care a apărut această variantă cu cu echipa din China care era tot în cantonament prin Antalya. Jiangsu? Jiangsu Santi se numea atunci, acum și-au schimbat denumirea, e Suning. Și am fost și la ei tot în probleme? O săptămână, da. Deci în cantonament în Antalya, cum se procedează? Fiind echipele cantonate acolo, jucătorii mai merg. N-am o problemă cu aceste probe, ca să zic așa. Sunt mulți jucători care zic, domnule, eu nu mă duc la probe. Exact. Că zic, ok, din punctul meu de vedere n-aveam nicio problemă pentru că știam ce pot. Da. Și atunci, practic, pentru mine erau niște meciuri în plus. Te pregăteai, exact. Și am stat o săptămână cu echipa din China, la care m-am simțit foarte bine din prima săptămână, chiar dacă nu prea puteam să vorbesc cu colegii, pentru că ei nu prea vorbeau chineză, nu prea vorbeau engleză, scuze, dar atmosfera din lot și felul în care m-au primit atunci, chiar dacă eram, să zic, un jucător în probe, m-a făcut să mă simt foarte, foarte bine și chiar îmi doream apoi să ajung în China. Dar nivelul fotbalistic față de ce erai tu învățat, cum era? Tot vorbim despre lucrul acesta, sau mai ales când vine vorba despre fotbalul din Asia, și tot timpul avem impresia că nivelul de la noi este mult mai bun decât în Asia. Din punctul meu de vedere, din păcate, pentru noi nu prea mai este așa. Mai ales acum. Am mai declarat-o. Gândește că sunt 5 jucători străini în fiecare echipă, iar dacă te uiți acum, nu cred că mai este un procent mai mare de 10% din ei care nu joacă naționala țărilor. Da. Și atunci când aduci doar jucători de naționala care joacă, inclusiv din naționala Braziliei, este imposibil să nu crească nivelul campionatului intern. Nivelul echipei naționale este altceva. Dar tu ai mai ținut legătura cu cei de pe acolo, de prin China? Mai vorbești cu oamenii de acolo? Mai am prieteni cu care vorbesc. Cum e văzut Olăroiu, de exemplu, în Asia, în China? Că este cel mai de succes antrenor român din zona aia, mă refer la Asia. Mă rog, și a venit Răzvan Lucescu acum, câștigând Cupa Campionilor Asiei. Și Cosmin Olăroiu are o grămadă de trofee care vorbesc pentru el. Și m-a ajuns la fosta mea echipă. Acum au și cu totul o altă conducere, un alt buget. Își poate permite, ca să zic așa, să atace titlul fără nicio problemă. Este văzut foarte, foarte bine, ca să-ți răspund la întrebare. Tu, dacă nu mă șel, ai ieșit vicecampion, ai reușit locul 2. Da, cea mai bună clasare din istoria clubului. Plus cel mai bun jucător din China, plus golgheterul sezonului, nu? Da, în anul 2012 ai practic rupt tot, da, bine, la noi toată echipa practic a luat aproape toate trofeele, în afara faptului că eu am ieșit golgheterul campionatului și MVP-ul, a mai fost cel mai bun portar, cel mai bun fundaș și cel mai bun antrenor, tot de la noi. Mai ales că pe postul tău erau și Anelka și Drogba, adică cred că erau mai mulți, foarte bine. Da, era și Lucaș, Baroș, Canute a venit apoi, Iacubu, jucători foarte, foarte buni. Cum sunt priviți fotbaliștii ăștia foarte mari? La noi știm foarte bine că oriunde te duci în Europa, dacă iese Drogba pe stradă, se creează nebunie. Da. În China cum e? Acolo este și mai nebunie. Și mai nebunie? Da. Mai ales când vin jucători cu genul ăsta de CV, este incredibil, iar condițiile pe care le-au puse la dispoziție de club, la fel. Ireproșabile, da. Dar tu cum erai, ai fost privit după ce ai reușit aceste performanțe extrem de notabile? Poți spune că erai vedetă? Erai oprit pe stradă de oameni pentru poze? Acolo, da. Da? Da. Și acum, dacă, fără să fiu lipsit de modestie, dacă mă duc acolo, sunt mult mai respectat sau mult mai cunoscut, ca să zic așa, decât aici. Dar cum tratează chinezii vedetele, jucătorii de fotbal? Sau te întreb, e principalul sport sau care e cel mai important sport al lor? Este principalul sport, sunt înnebuniți după fotbal, mai este și basketul care ușor, ușor la fel începe să importe mulți străini și să aducă un plus de valoare campionatului, dar fotbalul cred eu că rămâne principalul sport în China. poate și tenisul de masă. Dar e frumos să joci tot timpul. Eu cel puțin jucam tot timpul cu 25-30.000 de oameni în tribune, care chiar făceau o atmosferă frumoasă. Dacă ar fi să dai un sfat fotbaliștilor români în activitate legat de China, ce sfat le-ai da? Uite, de exemplu, mă gândesc la Denis Man, la Florinel Coman, sunt fotbaliști care pot vinde bine. Și cred că chinezii au puterea financiară dacă doresc un astfel de fotbalist să-l ia. Categoric. Dar, ce sfat le-ai da? E fotbalul, se poate ridica la nivel? Adică e un avantaj pentru un fotbalist tânăr să meargă acolo sau ar trebui să meargă mai spre sfârșitul carierei? Nu știu, asta depinde de fiecare jucător în parte și de obiectivele pe care le are. Din punctul meu de vedere, ți-am spus, nivelul fotbalului asiatic și în mod special chinez este foarte, foarte ridicat. Este imposibil. Dacă te uiți la antrenori, sunt 7 sau 8 antrenori străini care au niște CV-uri. Canavarul, Lipii... Da, chiar vorbeam cu niște prieteni. La un moment dat mi-a trimis un mesaj un prieten chinez. Da. Ajunsese la o echipă destul de nouă, ca să zic așa, și căutau jucători. Și m-a întrebat dacă cunoști eu ceva jucători de valoare. Și l-am întrebat, zic, ok, dar cam ce valoare vrei tu sau ce... Exact. Și mi-a trimis CV-ul lui Benzema. Zic, okay. Serios? Da. Deci nimic din România, da, nu puteai să trimiți. Zic, acum înțeleg, e clar. Da. E clar. Așa că cam genul ăsta de jucători caută ei, pentru că tot deci nivelul a explodat clar. Da, acum s-a pus puțin stop, să zic așa, pentru că s-au mărit foarte mult taxele și atunci când transferi un jucător, cât plătești pe el, atât plătești taxe la stat. Adică dacă dai 1 milion 100 de milioane, dai 100 de milioane la stat. Atât de mult? Da, da. Dar... Incredibil. Este incredibil, dar uite-te ce jucători sunt acolo. Adică până acum tot vorbeam că e nivelul scăzut pentru să duc jucătorii care sunt trecuți de prima tinerețe, sau că la noi mai mult joacă buletinul decât ceea ce face jucătorul pe teren. Dar acum te uiți, s-a dus un Carasco care are 25 de ani. Sau au început să transfere jucători foarte buni în Europa și cu vârste bune. Da, sau jucători care au venit în China, au jucat un an, doi și apoi s-au întors în Europa și au jucat la fel de bine. Sunt destule, că Paulinho s-a dus de la Barcelona la Guangzhou, a stat 2-3 ani, s-a întors la Barcelona, a jucat ca și cum n-a lipsit deloc. E adevărat. Da, și bun. Mai sunt alte exemple. Hai să vedem și ce spune Adi Mutu despre Florinel Coman și Denis Man, cei mai importanti jucători ai FCSB-ului, după care revenim. Cu siguranță voi vorbi cu Mirel și nu numai de Denis Man. Mai sunt câțiva jucători care se află în vizorul echipei mari. Bineînțeles, va depinde și de Mirel. În primul cere în cap cum vrea să-și alcătuiască echipa. Și vom vedea. Așa cum am spus-o tot timpul, echipa națională mare are prioritate, iar dacă Denis Man va fi la echipa mare, nu va fi niciun fel de problemă pentru mine. Din contră, voi fi bucuros pentru Denis că a ajuns să joace pentru echipa națională. Cadrul ne ajută. Dacă ar fi să dați o cotă pentru prezența lui Denis Man și Florinel Coman la Naționala Under 21 contra Danemarcei, care ar fi? Da, păi merge, suntem la... Nu prea mă pricep și nu știu cum cu cotele, dar eu cred că șansele sunt 50-50. Suntem cele mai bune echipe din grupă. Avem un fotbal asemănător. Poate vi se pare ciudat, dar Danemarca are un antrenor spaniol de ceva timp și joacă un fotbal bazat pe o posesie interesantă, constructivă, care, cu jucători foarte buni, jucători care activează la echipe destul de importante din Europa. Da, am revenit. Vorbeam de Denis Man și Florinel Coman. Cum ți se par cei doi jucători ai FCSB-ului? Sunt cei mai buni jucători din Liga 1 în acest moment, din punctul tău de vedere? E clar că sunt jucători care pot face diferența, jucători care pot scoate om din joc foarte, foarte ușor, mai ales la Denis Man se vede, este cel mai în formă jucător din campionat. 7 goluri în 7 meciuri până acum în Liga 1. E jucători foarte, foarte tineri care au crescut de la meci la meci sau de la campionat la campionat. ar fi păcat să nu ajungă la un nivel la care îi vedem cu toții. Tu în ce campionate din Europa îi vezi pe cei doi transferați în funcție de calitățile pe care le au? Nu știu ce să ți-am spus. Diferența dintre noi și campionatele de top este mare, ca să nu zic foarte mare. Chiar vorbeam înainte de emisiune de anumite diferențe. Este greu să prezici acum în ce campionate, dar nu știu, probabil că în Spania s-ar adapta mai ușor decât în alte campionate. Revenind la China și la nivelul fotbalului de acolo, de ce crezi că Budescu, de exemplu, un jucător foarte bun din România, foarte talentat, n-a confirmat? A jucat puțin. Da, a jucat puțin, din câte știu. La Dalian Yifang? Da. Așa. Eu am vorbit cu el o dată sau de două ori, atunci înainte să ajungă, da. M-a sunat să mă întrebe anumite lucruri. Din câte știu, el a ajuns acolo accidentat. O accidentare care este destul de păcătoasă, ca să... Pubalgie sau ceva? Da. Am avut-o și eu cu... Ai avut? Da. Și nu prea pot să scap de... Și înțeleg că te ține pe perioadă lungă de timp. Te ține pe perioadă foarte, foarte mare și nu prea există remediu. Singurul remediu cel mai eficient este să repauzi. Total. Da. Și nu prea e cum... La tine cum a fost? În ce perioadă ai avut problema asta? Am avut-o în ultimul an, când am fost în Corea. China. Nu, în China. În China, ok. Da. Și m-a ținut vreo 3 luni jumătate. Era problema că nu puteam să fac un sprint sau nu puteam să dau... Atât de tare era, puternic era durerea. Durea în partea inferioară a abdomenului. Și nu puteam să dau cu șiretul la poartă. 3 luni am pasat doar cu latul. Incredibil. Da. Deci era vorba și practic de o mișcare milimetrică a piciorului și te durea. Da, mă durea foarte tare. Am stat 3 luni de zile cu acupunctură. Chiar că iau medicina asta specializată. Te-a ajutat cu ceva acupunctura? 3 luni jumătate am avut durere. Nu știu dacă m-a ajutat sau nu. Ideea este că până n-am făcut repaus total, nu a trecut. Dar înțeleg că tu ai avut o problemă și cu ruptura de ligamente. Nu ți-au pus un diagnostic bun cei din China. Ți-au spus că n-ai nimic, că ai mai jucat, ceva de genul ăsta. Cum a fost exact? Da, a fost... Au fost mai mulți factori cumulați. Mi-am dorit foarte mult să joc. Niciodată nu lovituri sau mai știu eu ce. Am încercat să trec peste. N-am fost un tip care la prima durere să stea pe bară. Nu mi-a plăcut să stau pe bară. Am simțit la un meci, acolo chiar mi s-a rupt ligamentul, după care am făcut o pauză de 3-4 zile. Dar stai un pic, s-o am întrebat. Ce ai simțit în momentul în care a pornit sau te ars? Ce ai simțit în momentul în care am vrut să mă opresc, terenul fiind tare, dar în același timp puțin alunecos, mi-a fugit piciorul puțin în față și mi s-a dat peste cap. Deci ca filma aia pe care o vedem pe net de fuge în cealaltă parte de piciorul. A fost o durere pe care eu n-am mai simțit-o niciodată. Din păcate, acum că nu ideea este că eu am jucat vreo 2 meciuri așa. Cu durerea aia care persista? Cu durerea aia și la anumite mișcări îmi sărea genunchiul propriu zis. Dar ți-am zis, îmi doream foarte mult să joc. Eram și atunci aveam o șansă să câștig în campionatul. Și am zis că poate nu e chiar așa grav. În momentul în care s-a terminat primul meci și am simțit acea durere, știi cum e, de ce ți-e frică, nu scapi. Eu cam bănuiam ce s-a întâmplat. Am făcut antrenamente tot timpul, mă legam cu 7.000 de... Dar ai scat foarte mult. Dar nebunia mea, știi cum e, șansa să câștigi campionatul o dată în viață. Era ceva senzațional pentru noi. În același timp speram să nu fie ceea ce credeam eu. Am mai jucat vreo 2 meciuri cu dureri. În ultimul meci în care am jucat chiar cu campioana Guangzhou, dacă câștigam acasă, treceam pe primul loc. Au fost 66-67.000 de spectatori. A fost incredibilă atmosfera. Dar tu cum jucai șchiop așa? La alergare, așa? În linie dreaptă, n-aveam nicio problemă, doar la schimbări de direcție. Fugea piciorul, cum ai spus. Și în acel meci m-am dus la un moment dat în pressing, fundașul central, el s-a făcut că pleacă într-o parte, a plecat în cealaltă. Eu când am plecat într-o parte să plec în cealaltă, am plecat eu într-o parte, genunchiul în cealaltă parte. Aoleu. Și atunci am zis ok, e ceva grav. Am trimis toate analizele și toate radiografiile în Germania și în dimineața următorului meci, mă pregăteam să joc iar. Legat la picior. A venit la ușe traducătorul echipei și mi-a zis să mă duc să vorbesc cu antrenorul. Atunci știam, mi-am dat seama, mi se zbălește bilema. Mi-am dat seama ce o să-mi zică și m-am dus. Și ce ți-a zis? Că... e grav? Du-te repede în Germania, mi-a zis că e ruptură totală de ligamente crucișate. Ce-ai simțit în momentul ăla când ți-a spus acest lucru? Tu fiind montat psihic, cum spuneai, pe câștigarea campionatului, pe jucat. M-am dus în cameră, am plâns vreo oră. Ai plâns? Da, da. A fost cel mai greu moment al meu din toată cariera. De când am aflat până în momentul în care m-am operat. A fost și cea mai grea perioadă. După deci care nu suportai ideea că vei sta de fapt... Pentru că știam ce înseamnă și cât stai și știam că pentru, în general, 90% din fotbaliști se lasă după genul acesta de accidentare. Știam ce înseamnă. Și până m-am operat, cred că a durat vreo săptămână de când am plecat în China până am ajuns. Deci psihic erai la pământ săptămâna aceea. Am fost. Ce m-a ajutat foarte mult e că am fost foarte montat din dimineața de după operație. Am fost focusat doar pe recuperare și pe a reveni cât mai repede. Eram convins total că o să revin chiar mai bine decât am fost înainte de accidentare. Cât de grea a fost recuperarea? Pentru că toți fotbaliștii spun, dom'le, e mai greu decât să te operezi, pentru că ai multe ore pe zi de făcut niște lucruri care nu sunt tocmai plăcute, înțeleg. Tu câte ore pe zi petreceai la recuperare? Păi am făcut operație și apoi am stat 5 luni la recuperare în Germania. Da. Și aveam 2 antrenamente pe zi, dimineața și seara. Erau vreo, nu știu, 5-6 ore în total. Problema pentru mine, partea grea, era când nu aveam antrenament. Nu când aveam. Erai cu piciorul imobilizat? Sau? În prima perioadă de după operație, da, 3 săptămâni trebuia să nu pun piciorul jos, era mobilizat. Existau dureri după operație mari? Au existat. Deci greu pentru orice fotbalist. Cred că pentru orice persoană, da. Dar sens, să zic așa, mă eliberam atunci când eram la antrenament. Nu prea mai simțeam nicio durere atunci, îmi doream foarte mult să revin. Am stat 5 luni în Germania, după care am început să fac antrenamente cu echipa. Ușor, ușor să reintru în ritm. Mi-a fost apoi iar foarte greu în momentul în care am ajuns să joc primul meci și să simt că nu mai sunt eu. A fost o perioadă foarte, foarte grea. Da, te întreb altceva. Ți-ai mai revenit vreodată la cum erai tu înainte de această accidentare? Să simți efectiv, băi, gata, s-a terminat totul, nu mai am nimic? Deci se poate cu o operație corect făcută și cu recuperare bine făcută. Și, da, se poate și dacă ai șansa să joci apoi meci de meci. Eu am avut norocul, fiind același antrenor cu care făcusem toate acele rezultate, după ce am revenit, am jucat toate meciurile de la primul minut la ultimul. Și în 6 luni de zile simțeam că sunt total diferit. Aveam nevoie de o secundă în plus, un pas în plus, o mișcare în plus. Nu mi-eșea absolut nimic. Au fost foarte grele pentru că eram foarte dezamăgit de mine, ca să zic așa. Mă așteptam ca să reintru și să fie totul ca înainte. Cât ai câștigat cel mai mult în cariera ta în China? Care a fost cel mai mare salariu? Nu cred că pot să zic că eu stau cam prost la matematică. Așa, zine... N-am vorbit niciodată, nu-mi place și nu dar nu-ți cer să te lauzi sau să faci paradă cu chestia asta, însă suntem și noi curioși ca să înțelegem ce înseamnă exact China. Foarte important nu este cât câștigi, cel mai important din punctul meu de vedere este să-i primești la timp. Dar ai avut un salariu pentru România foarte mare? Da, pot să zic și așa, dar ți-am zis, repet, cel mai important este că îi primești la timp. Adică atunci când stai câte 2, 3, 4 luni să primești un salariu, atunci când ți-l dau și te fac să... îți reproșează că îți dau un salariu care practic este dreptul tău, indiferent cât de bine sau mai puțin bine joci un meci sau un altul, e cam greu să poți să faci ceva atunci când știi că lună de lună ai acolo salariul care îți intră cât este, ai și o liniște care te poate ajuta să ai alte performanțe pe teren. Viața de zi cu zi în China este ieftină sau te costă mult? Depinde de fiecare persoană, ce vrei să faci. Ca și până la urmă în orice țară poți să cheltui. Exact. Tu cum trăiai în China? Ideea este că sunt foarte multe locuri, să zic așa, restaurante foarte frumoase, mai ales în China, în Shanghai. Găsești absolut tot ce vrei tu. Magazine. Acum, și așa mai magazine găsești peste tot, dar mă refer la genul ăsta de restaurante, locuri mai, nu știu, exclusiviste sau cum vrei să le spui. Și îți plăcea să mergi în astfel de locuri? Îmi place și îmi plăcea și îmi place și acum să merg la un restaurant bun. Deci cheltuiai pe mâncare, practic. Un restaurant bun, oricând, mi se pare o alegere bună pentru a petrece timp cu familia, cu prietenii. Dar ce făceai în China ca să te relaxezi când nu erai la teren? Ok, mergeai la restaurant cu familia. Da, era destul de greu să zici așa, pentru că nu prea aveai timp. Noi când jucam în deplasare, plecam joia și mai veneam duminică acasă. Da. Chiar, legat de deplasări, erau dificile deplasările? Pentru că, uite, de exemplu, în Rusia, dacă nu mă înșel, se fac. Nu erau chiar așa dificile, lungi. Că nu erau lungi. Acolo, în China, primul rând că prima și a doua divizie sunt mai toate echipele doar după coasta de est, sud-est. Adică deplasări de 2-3 ore cu avionul maxim, ceea ce era era ok. Dificil era că dacă plecai cu avionul, mai toate au întârziere. Și atunci stăteai mai mult prin aeroport decât în călătorie, propriu-zis. Sunt multe deplasări pe care le puteai face cu trenul și atunci era alegerea perfectă. 500 de kilometri făceai într-o oră jumătate, nici nu-i simțeai. Da. Și aveai un confort foarte, foarte bun. Da. Per total, poți spune că ți-ai aranjat bătrânețile liniștit cu banii pe care ai câștigat în China? Mă rog, și în Coreea și în Arabia. Mi-a fost pusă această întrebare și îți răspund și ție ce am răspuns și mai departe. Depinde și cum îi cheltuiești. Normal, pentru un nivel de trai mediu decent, să spunem așa. Sigur, normal că dacă îți cumperi 10 Bentley-uri într-un an, ajungi să nu mai ai niciun ban oricât ai câștigat. Da, eu sper că da. Deci tu spui că ești liniștit din punctul ăsta de vedere. Pentru că, uite, e o discuție mai amplă cu antrenorii din Liga 1 care fac tot felul de concesii, acceptă să intre patronii peste ei, să se implice peste ei, tocmai pentru că din carierele de fotbaliști nu au adunat foarte mult și au nevoie de bani. Da, eu cred că e cu tot o altă discuție. Mă divagăm puțin de la subiect. Acum fiecare e ghidat de anumite principii pe care le respectă sau nu în funcție de fiecare situație. În China existau patroni care să se bage așa peste... Nu cred. Eu în 2 ani și jumătate au venit doar de vreo două ori. În general, echipele nu sunt patronate doar de un singur om. Sunt anumite companii care patronează echipele și atunci când mai decide ei să vină în vestiar, veneau câte 3-4 din conducerea companiei. Dar veneau ori înainte de meci, ori după meci, vorbeau 3 minute și plecau. Să intervină, propriu-zis, în viața echipei mai greu. Bun, am ajuns la final. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Cu drag. Da, asta a fost pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineață la ora 10 la ProSport Live. Până atunci nu uitați ProSport.ro și Liga2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Iar acum vă lăsăm cu un interviu făcut de colega noastră Carmen Mandiș cu Claude Puel, fundaș al celor de la FC Voluntari. Să aveți o zi frumoasă! J'avais vu Cluj jouer en Europa League, mais après j'avais pas vraiment d'idée. Et bon, j'ai été très surpris, comme j'ai dit, en arrivant ici, d'avoir un bon niveau. Mais voilà, bon, j'en ai connu. Et bon, bien sûr, Adji, qui est... Non, mais que je connais. Donc je sais que le football roumain, y a eu des très bons joueurs et il y a des très bons joueurs. Mais donc tu sais déjà que Monsieur Adji, c'est le roi de le football roumain. Oui, je sais, bien sûr, bien sûr. J'écoutais bien que la pandémie c'est fini, vous devez jouer un jeu avec Saint-Etienne, l'équipe de ton père. Très bien. Qui, moi, de jouer là-bas? Le volontaire. Ah, bah, ça serait bien un jour de jouer contre Saint-Etienne, vous dites? Ouais, ouais bah, pour... on peut voyager. Ah oui, oui bah, bien sûr, ça serait sympa. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'en France, avec le Covid, c'est compliqué. Et je pense un peu dans tous les pays, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais bon, il faut faire attention, on verra. C'est difficile pour toi d'être le fils de Claude Puel? Toujours en parler de ça? Ouais, c'est vrai qu'on en parle toujours. J'ai vu quand je suis arrivé ici, c'était le fils de Claude Puel, signé en Roumanie. Et c'est vrai que c'est... Bon, c'est pas toujours évident parce que les gens m'associent directement à mon père, et ce qui est normal parce que c'est vrai qu'il est un peu connu dans le foot. Mais après, bon, moi je fais mon chemin seul, tranquillement. Et après, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. Qu'est-ce que tu as amené dans la famille? Dans la famille, bah, c'est vrai qu'on est des compétiteurs. On adore gagner, ça j'ai pris ça de mon père, et j'ai une grande sœur et un petit frère, mon petit frère qui joue également au foot. Et c'est vrai qu'on a toute cette compétitivité, cette rage de vaincre.